Domnule Tătu, vă rog frumos să ne prezentați ce se întâmplă cu un șofer, cu atenția unui șofer în momentul în care alege să pună mâna pe telefonul mobil când este la volan. Are o perioadă în care practic va conduce în orb. În ce sens? În momentul în care, să zicem că rulează printr-o localitate cu limita legală maximă admisă de viteză, adică cu 50 de km pe oră, dacă va încerca să verifice decât ce mesaj a intrat sau pur și simplu să vadă dacă are mesaje, asta înseamnă că își va lua privirea de la drum cel puțin 2 secunde. La această viteză, autovehiculul parcurge undeva 27 de metri. Gândiți-vă dacă treaba asta se întâmplă undeva în afara localității, unde limitele de viteză sunt mult mai mari, există posibilitatea parcurgerii în orb a unei distanțe reprezentând echivalent mai mare decât lungimea unui teren de fotbal. Oricând în acest interval poate să apară în calea celui care conduce neglijent, conduce neatent, repet, poate să apară un obstacol, poate să apară un pieton care traversează nereglementar, un copil care traversează în fugă și atunci riscul de accident este extrem de mare. Practic accidentul este ca și făcut.